Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de un urs în Săcele. Omul a fost rănit grav în zona pieptului, iar medicii din Miercurea Ciuc l-au operat pentru a-i salva viața. Victima a fost mutilată, așa încât are acum nevoie și de reconstrucție facială. În contextul în care astfel de atacuri sunt tot mai dese, ministrul mediului ia măsuri. Spune că pregătește o modificare legislativă, iar animalele periculoase ar putea fi chiar relocate și împușcate chiar. Bărbatul în vârstă de 54 de ani din Harghita, care a fost atacat de urs în apropierea unei ferme, este internat în spital. Încă nu se știe ce s-a întâmplat și ce căuta animalul sălbatic în zona respectivă. Cert este că bărbatul venea de la stână și se îndrepta spre casă. Ciobanii au auzit țipetele disperate și au sunat la ambulanță. Pe la 10, după 10, au plecat de la stână și pe la 1:30 s-au întors deja. De au putut să vie. Era singur, că noi eram la stână două inși. Medicii de la Spitalul Județean din Miercurea Ciuc l-au operat de urgență. Victima are răni grave la piept și în zona feței. Președintele Consiliului Județean din Harghita a vorbit despre această tragedie pe Facebook. Acesta este un urs rău. În plus, față de chirurgia toracică, chirurgia neuronală și orală, este nevoie și de chirurgie plastică. Ne-am consultat cu Barna Tanțoș, ministrul mediului, și așteaptă documentația campaniei de vânătoare, astfel încât să poată efectua o intervenție de urgență. Ministrul mediului Tanțoș Barna spune că va lua măsuri și că va modifica legea. Oamenii din comuna Săcele, unde s-a întâmplat tragedia, sunt speriați. Spun că mereu văd urși în zonă și că le este frică pentru viața lor. Dacă stăm seara lângă biserică și ne uităm aici în stânga pe deal, se plimbă o soică cu 3 pui pe dealul acela. Deci nu li mai teamă, pot să zic așa, aproape de nimic, nici de lumină, circulă noaptea și pe stradă. La vecin, în partea aia, câine, către brutărie, mereu vin urși aici. În ultima perioadă, urșii părăsesc pădurea și vin tot mai des printre oameni. Ce este foarte, foarte grav este această interacțiune cu populația, deoarece ursul este un animal deosebit de periculos în situațiile în care este ursoaică cu pui, în situația în care este deranjat de la mâncare și mai ales dacă este rănit sau hăituit, dacă este constrâns să atace, practic el atacă ca să își salveze viața. Când ne întâlnim cu ursul, primul instinct este să fugim, însă nu trebuie să facem acest lucru. Din contră, ne întoarcem cu fața spre animal și ne retragem pe drumul pe care am venit. În același timp, este important să nu țipăm, fluierăm sau să facem gălăgie, pentru că ursul se sperie și atacă. Dacă mergem în drumeții prin pădure, este recomandat să ne luăm un spray anti-urs. În caz că vedem un pui de urs care aleargă sau face tumbe, trebuie să plecăm. Nu se joacă, ci urmează să atace. Cel mai important este însă să nu oferim mâncare animalelor sălbatice, să nu ne apropiem de ele și să nu ne oprim să-i facem poze. În ultimii 5 ani, numărul persoanelor care au sunat la 112 din cauza urșilor a crescut de 10 ori, iar anul trecut au fost raportate 19 atacuri în toată țara. Însă și urșii au de suferit, pentru că oamenii le distrug habitatul, animalele ajung deseori pe șosele. Riscul să fie răniți este uriaș. Așa s-a întâmplat noaptea trecută, când un urs a fost lovit de mașină. Nu a murit pe loc, dar a agonizat 12 ore. A fost lăsat să sufere pe marginea unui drum din Cluj și abia după 6 ore un șofer a sunat la 112. Pentru că rănile erau mult prea grave, medicii din Cluj au decis să-l eutanasieze.